cu, da, am făcut curat un pic. O să vă prezint casa, mă, că m-am tot bătut la cap să vă prezint, da. Când vedeți ceva mizerabil, nu știți că e făcut de Nicolas. Prima dată o să vă arăt aici, toți. Bun, da, ăsta e chiozanul meu în casă ce... Da. Da, hârtiile stă de pe jos să le iau, că... Da, am făcut curățenie, sunt singur în sfârșit și eu acasă. Dar e cam prost să fii singur. Bun, deci asta e o cameră goală. Care, desigur, aici mănânc, dar nu mi-am pus masa și... Na, aici azi e masa, trebuia să pun niște scaune. Aici sunt jucările lui Nicolas. Geamul... Na, asta e de decorații. Asta am luat-o acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Acolo e un laptop și dacă vreți să fac un... Am și PS3 acolo, dar acum nu vorbim despre asta. Acesta este patul meu care, da... Din păcate are un urs aici cu el și nu dorm cu ăsta. Da, stai acolo. Bun. Asta este bireul meu unde scriu. N-am scaunul ăsta. Sau... Cel puțin așa bun. Dacă vreți să vă fac un desen cu Spike sau cu un brawler, uitați fix aici. Am mânuși de box. Am televizor cu YouTube. Desigur că nu vrea să-mi iau copyright atunci. Na. Așa am așa chestii. Netflix, nebunii, internet. Holy fuck, ce chestii, frate. Desigur că nu vreau să-mi iau copyright și de asta îl las așa. Bun, acum o să vă zic că cum arată peste 3, dar nu vezi dacă acum. Acesta este, scuzați-mi, este hainele mele. Bine, nu prea vă interesează, știu, orarul meu de școală care n-a căcat. Bun, nu pot să deschid aici căcat de dulapul pe mine. Acolo vedeți volanul de la PS3, dacă nu mă credeți. În casă se vede foarte, foarte bine. Cam, o să fac un gest bănânc cu Huawei. Telefonul ăsta este Huawei P30 Lite. Un telefon bun. Am 100 de minute. Net, nelimitat. Adică 100 de minute, adică nelimitat. Adică nelimitat. Că sunt conectat la Orange. Bun, aici vă arăt bucătăria cu mama. Adică pot să mănânc și eu. Adică da, pot să fac și de mâncare. Uite, pe aici, mă, aici e centrala, nu contează, frumos, uitați, un ceas acolo. Bun, deci asta este bucătăria, băieți. Nu arată deloc rău, știu, pentru că nici n-am strâns tot, dar am făcut puțină curățenie mașina lui Nicolas, dar se vede bine, dacă aș avea o cameră, adică dacă aș avea o cameră de aia mare de filmat, s-ar vedea frumos rău, se vede foarte frumos. E, acum o să vă arăt, să vă prezint baia, care, salut, WC-ul care, bine că n-am făcut nimic acolo, și na, aici nu am ce să vă prezint nimic, dar o să-mi iau altă ușă. Bun, acum o să vă prezint ce este, v-ați gândit că doar asta e camera mea? E bine, mare greșeală, dacă deschid aici, n-ați văzut nimic. Bun. Este un pic dezordine pe aici. Că avem un copil câine la noi. Bun. Și când zic câine, nu mă refer la câinele ăsta de aici. Copil câine. Adică Nicolas, frate meu. Aici e din 2011, când eram eu mic, în Spania și, da, mergeam cu trenurile astea. Adică, nu, era, era o excursie. Să vară care sunt eu. Care sunt eu? Care credeți că sunt eu? Uitați asta. Primul de aici, uite cât de micus eram. Da, și uite cum stă acum. Nu contează acum, sasă. Este un portret cu mine, uitați cât de șmecher. Da, nu stă bine acolo. Și aici avem alt televizor, desigur că eu am 5 televizoare. Totul ăsta e pe dos, adică trebuie să... Chiar că trebuie să-mi fac curat niște poze cu mine și cu mama, dar nu contează acum. Uitați ce frumos e aici. Da, foarte frumos. Altă bucătărie, o cameră întreagă, un televizor foarte prost. Bun, acolo este tataie, care Dumnezeu să-l ierte, acolo a murit și eu. Și da, asta e, bună, să mergem pe aici. Bă, asta e bucătăria. Bă, baia nu vreau nici să intru. La baia nu vreau nici să intru. Aia e un potre cu tataie, cu Doamne, cu Dumnezeu.
Adică cu Domnul Dumnezeu, Doamne, bine ajută mereu, mă. Doamne ajută-mă, am închinat de 3 ori. Să nu se întâmple, știți, să nu se întâmple nimic așa. Dar asta este un vlog așa, ca să vă arăt ce am în casă. Uitați, să-l poartă cu Iisus. Îi place lui mamaie și lui mami de Iisus, adică nu eu. Adică da. Ok, să trece peste, da? Am și o minge, dacă mă plictisesc și mama nu e acasă. Da, bun. Și, bun, ăsta a fost vlogul. Ok, dacă mai vreți, bun, să mai facem vlogul. Ah, ce bine e, băieți. Ce să mai vă prezint eu? Mă uit acum pe YouTube. Asta e o zi din viața mea. Bun. Asta este ziua, bun, în care o să vă arăt ce fac eu în timpul liber când mă plictisesc. Scriu, desenez sau învăț engleză, că totuși o să merg în Anglia. Și acolo, nu cred că o să mai mă apuc de YouTube. Minunat, dar, ba da, o să mă apuc. Bun, acum să mergem frumos. Să vă prezint în biroul meu de boss. Știți deja. Și nu mă întrebați, vă rog, în comentarii de ce sunt în pielea goală și nu vă gândiți că sunt în cioaca goală. Ok? Las camera, iau-ți la mișcă. Camera aici, voi face un desen ca să vi-l prezint vouă. Așa. Bun, acum trebuie o foaie. Așa. O să facem pe Spike, nu? Frumos aici. Salut, băieții. Bună. Da, voi da o scurtă pauză ca să găsesc o foaie. Oh, salut, uite. Ok. Sper să nu-mi iau copilul, mă uit și la Rafael. Sper să nu-mi iau copilul. Adică, stai, de ce mă ajung la copilul când nici măcar când nu vă arăt la ce mă uit? Eu desenez acum. Ce să fac eu în timpul liber? Asta. Eu găsesc ce să mă uit. Mă enervează mereu, dar mereu, mereu. Când trebuie să scriu din nou ce vreau la ce să mă uit. Vreau să mă uit, să zice, la... Aoleu. I Rafael, na, dă-i, acasă. Frumos, la I Rafael, acum un an wrestling. Îmi place wrestling-ul, na. Ce să zic, uitați cam asta, nu mă gândesc că... Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un E, episod pe din să nu-mi iau Cartea de copyright. 18, Să unde doar am pus cu un astăzi ne copil. vom Bun, discuta atât despre prostile. finalea episodului Poate mi-au anterior, copyright. dați Bun, cu dar like și dă-te mă cu subscribe cusa pentru canalul vieți. meu, Royal Rumble, și vreau să vă mulțumesc pentru cele peste Așa. 10.000 de like-uri. Mi se pare că s-au strâns undeva la 11.000, adică voi ați spus, băi, chiar ne place seria asta și vrem să mai vedem episoade în continuare, iar eu mă voi conforma, dacă dumneavoastră E, acum lasă că colorez pe ăsta, că nu știu unde sunt foile mele, că le găsesc de jumătate de oră. Unde Dean Ambrose în acel Royal Rumble a reușit să câștige Nu, nu le-am găsit deloc. Centura era, dar a reușit să Bun, câștige cea culorile și sunt aici, voi încerca să iau. Că am intrat Stai că am și culori și sus acolo. Da. Și am zis, băi, știi ceva? Bun! Wow, ce foi, băieți, Ambrose, ești nebun! Și l-am adăugat aici pe E, îl facem pe Spike. Poate pe Spike, bine? Îl voi face pe Spike. Asta fac în timpul liber. Îmi fac și temele, vă dați seama, dar cred că vă plictisește și să vă uitați cum fac temele, deci nu le fac acum. Cum arată, mă, Spike? Îi apare lui centura, așa cum apare, ce să de exemplu, Batista. Așa. Însă, se pare că Dean Ambrose nu este nicăieri, deci poate nu s-a salvat progresul, așa că o să facem noi o chestie Bun. Și mai interesantă. Îl vom face să pe Spike, o să-mi iasă... Corect, deci meciul acesta va fi o dată la mână pentru Bine! Bun. Championship. Avem negru și verde. În Spike știți că e verde. E un bulangiu. Bun. Să luăm verdele. Ce să mai luăm, bă? Păi atâta e, nu? Și a început meciul, am pus și Asta, așa e, fa bun. Că sunt ambele centuri, pentru că anunță femeia aia acolo la începutul meciului sau ceva pe acolo. O să dăm skip la intrare, pentru că nu mă interesează să văd cum intră nebunii ăștia, ne-am mai uitat noi și în trecut. Și ce să mai zic, da, facem un match ladder. Ce prost verde, m-am uitat și eu la... Bă, deci trebuie să mă duc la, să-mi cumpăr, frate. A fost... n-am selectat ringul. Mai contează, deci este de fardic. M-am uitat la Royal Rumble, a fost The Greatest Royal Rumble sau ceva de genul, acum câteva săptămâni, acel pay-per-view sau săptămâna trecută, nu mai știu cât a fost. M-am uitat și eu puțin la el, m-am uitat la vreo 3 ore, am mai sărit peste niște meciuri care mi s-au părut interesante. A avut 5 ore în totalitate eventului și nebun, 5 ore! Mai am să văd Royal Rumble-ul propriu zis și cred că mai erau câteva meciuri pe acolo.
Poate să-l văd după ce termin episoadele acestea de filmat. Mai am ăsta și încă unul pentru voi, pentru că le filmez cu zi înainte. Ia, vreau să văd. Stai, nu da skip. Kane, l-am băgat pe Kane din 98 ca să fie mai interesant. Skip scene. Foarte mare spike dacă zici așa. Așa la început de tot. Mai știu nici ochiul ăla bun. Face ochiul cu un pot. Suntem în NXT. Dar de ce e doar o centură? N-am pus două? Habar n-am, băieți, m-ați văzut acolo că am pus două. Poate nu am selectat ok, nu mai contează. Hai să ne distrăm, vreau să-l rup în două pe Kane. Vreau să-l spar cu bătaia. Și după aia poate mai facem încă un match. În caz că acesta va fi prea scurt. Avem reversal infinite totuși. Cred că trebuia să bag eu ringul care conține. Mă, dacă vezi ce spike am făcut. Pentru că îmi place când. Bă, Kane, e tot pe la mijlocul ringului ce faci acolo. Doamne, ce. A, nu se duce. Ba, da, bă! Bă, nebunule! Maroc, știți că are pantaloni Maroc, după ce am zis. Spike este un bulangiu. Bun, gata să nu mai vorbesc cu Rec, că nu este frumos. Bun. Nu poate pe mine în loc să-l dea pe ăla jos. O chestie, dacă nu o știți, este că Dean Ambrose, ca să iei centura, trebuie să bagi cerculețul acela în cerculețul mai mare. Și trebuie să-l bagi tu, de câte ori, să-l bagi de 10 ori. More. Dean Ambrose a băgat de 3 ori. Eu când mă duc să iau centura, continui de unde a rămas Dean Ambrose. Asta este ceva puțin dubios, știi? Dar hai să-l dăm pe nemernicul ăsta jos. Băi, șmecherașule. Bat la fui, ce n-ai mai fac? Hai să împingem scara? De ce nu pot să împing scara? Boing. Ah, stai că știu ce să fac. Asta să facă el progres acolo, cât timp eu sar de pe curs. Om. Și acum nu mai face niciun fel de progres. Zici că e ceva moale pe el, nu știu cine e materialul ăla. Haide, băi, Jeff Hardy, fă ceva cu Dean Ambrose aici. Boom! Lasă-l pe jos. Ridică-l pe nebun. Și băgăm în colț aici, poate... Jeff Hardy, Kane, okay. Sau Dean Ambrose, wow. N-a mers. What? Bun! Acum doar trebuie să mai fac țepi și o să vă arăt ce desen tâmpit am făcut. Cum am să mă târziu? Băi, vreau să fii sincer cu mine. Oh. Ok, nebunule. Hai cu un suplex la băiatul. Vreau să fii sincer cu mine, băi. Credeți că o să câștig sau nu? Să iau lui Jeff Hardy centura sau centurile? Poate nu merge la ladder să pui două centuri. Aia a fost tare, trebuie să recunosc. Aia a fost tare. Bun, și ca să fie mai interesant, voi face încă ceva. Sigură victoria. Încă o dată. Pam, 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 pam. Left button. Wait, what? Ah, era left button cancel, sunt prostălău. Am băgat la găurice. Am băgat la găurice. Nu, oh, dă-te jos! Jeff, nu! Uai, caramba! Ce bucată i-am dat la băiatul nostru! Eu cu aceea un sub... Oh, DDT! Frumos, frumos, frumos! Și acum... Sunteți pregătiți să vedeți un spike foarte prost? Ei bine, voi da o scurtă pauză. Uitați-l pe spike, este foarte bulangiu. Bă, da bine să vede, frate, pe telefonul ăsta, oi pe 30 light. După cum v-am zis și la alte clipuri, se vede foarte bine, face poză foarte bine. A dat o grămadă de bani pe el, nici nu știu cât am dat, am dat o grămadă de bani pe el, dar nu o să vorbim acum de tehnologie. Vom vorbi despre ce am eu. Bun, am scris bai de foarte bun. După ce am terminat un desen, îl las aici și nu am... Mă uit la Rafael, dar sper să nu iau copyright. Bun, după ce... Da, nu, las deschis televizorul că nu prea mă interesează. E 11 ceasul și mama încă e la... Și asta este curtea mea. Bun, e un frig. Holy fucking shit, bun, hai să intrăm de la... stai că am început, acădea. LOL, sper să nu fie expirată. Adică e de două zile acolo.
Am uitat să-mi fac freza. Mare pro sunt. Ce vă faceți voi în timpul liber? Să vă uitați și voi la YouTube și na. Înțelegeți? Vreți să vă arăt PSU3, dar o să vi-l arăt. Oricum, o să facă după curat. Bun. După ce v-am plictisit la Irafael, iau direct. Te recomand, dar nu m-am plictisit. Eu zic așa, în caz. După ce m-am plictisit, e bine, al doilea YouTuber al meu preferat este Maxifinit, desigur. Este unul dintre cei mai buni YouTuber și pisica miau, miau. Iau să pun Maxifinit. Sau mi-e pisica miau, miau. Face nuntă acum 29 de minute. Sper te rog să nu-mi iau copii. Te rog să nu-mi iau copii. Este absolut incredibil ce se cu jocul ăsta. Deci mă place atât de mult încât data trecută s-a strâns. A, viața unui lup, la mai văzut, dar e rău. Acum 29 de minute, intrați. Vă las dacă vezi nici de scriere, dar nu. Vreau să văd cine a apăsat deja pe acel butonaj. Nici bine la tot episodul, vă mulțumesc mult de tot. Și astăzi urmează să facem ceva de scurt interesant. Vreau să vă mulțumesc faptul că în descriere aveți un link, v-am pregătit ceva destul de interesant pe linkul respectiv, așa că intrați chiar acum în descriere, verificați linkul respectiv și pe asta ne întoarcem pe episod și hai să vedem ce urmează să se întâmple. Și că mă plictisesc, dorm. Dar eu nu dorm. Partenera lui, partenera lupului, și a trebuit să o impresionăm, să-i arătăm, bă, eu sunt un lup șmecher, nu știu ce, merită să fii cu mine, să fii de genul ăsta. Nu am reușit în totalitate, încă mai aveam puțin de impresionant la ea. Credeți că e o bară acolo sus, o bară albăstruie spre mov, așa? Ei bine, bara aia trebuie să fie full. Dacă bara aia nu e full, ea nu e impresionată. Și atunci... Bun, să vedem și noi, acum dăm un stop un pic și să intre pe canalul meu să vede câte... câți abonați am strâns. N-am cum să iau eu copyright, că sunt prost. Bun? Bun! Cele mai există? Uitați câți Cristi Gabi există. Acum 10 ori. Cristi Ro, desigur, mă numesc și Cristi. Și în loc de Cristi... Uitați ce am postat eu acum 2 săptămâni. Jucăm Minecraft o mapă de 2020 și după am făcut stand-off. Gen, nu vă credeți că... E, uitați! Vedeți? Vă place? De o oră, gândiți-vă. O oră, băieți. Acum 2 săptămâni, da. Top 5 jocuri, desigur, și eu am făcut asta. Cum s-aude! Am dat prea tare jocul și așa s-aude. Nu s-aude viața reală, așa. Bun. Nu, Ganicos, nu. Chiar nu vreau să-mi iau copyright acum. Nu, așa, da. Asta da. Bun. Anunț, știu, am făcut un anunț. Uitați câte episoade am făcut. Prima oară am făcut anunțul. Creative Destruction sunt prea bun, dar la final am murit. Dino Hunter, care am văzut că vă place cât de cât. Uitați să vă arăt cum e Dino Hunter, că v-am lăsat link în descriere. Este un joc cu dinozauri care trebuie să-i omori. Și na. Și eu cu spaniolii sunt foarte bune. Da, eu mănânc acum. Bun, asta a fost vlogul de astăzi. V-am prezentat camera mea, v-am prezentat ce spike foarte bun am făcut. Și acum mă uit la clipurile mele, noi ne revedem, desigur că data viitoare. Pa!